Zoea Baltago, româncă în vârstă de 105 ani, a mers duminică să-și facă a treia doză de vaccin. La prima tură de imunizare, aceasta a fost convinsă de nepoata sa, care este medic. După ce a făcut primele două doze de vaccin anti-COVID-19, o româncă în vârstă de 105 ani a mers să-și facă și doza booster. Aceasta a fost convinsă chiar de nepoata sa, care este medic. A treia doză la venerabila vârstă de 105 ani, doamna Zoea Baltag, în vârstă de 105 ani, a primit astăzi la centrul de vaccinare de la Palatul Național al Copiilor a treia doză de vaccin Pfizer-BioNTech împotriva COVID-19, a anunțat Rovaccinare. Conform sursei citate, vârstnica nu a avut niciun fel de reacție adversă și este foarte bine.